cum ar fi să lămurim noi astăzi treaba asta cu megapixeli, cu numărul imens de megapixeli când vine vorba de filmări, dar vorbim și de fotografie, pentru că și acolo e puțin cam exagerat când vine vorba de lucrul ăsta. Este o propoziție de marketing pentru a vinde mai ușor. E simplu să zici un număr mai mare și omul să creadă că e mai bun doar pentru că vede o cifră mai mare. Avem o cameră cu 120 de megapixeli. Wow, hai să o cumpărăm că e mai bună. Dar în realitate este mai bună? În realitate o să ai o calitate mai bună a imaginii? Și dacă nu, ce contează mai mult? La ce trebuie să te uiți dacă nu la numărul de megapixeli? Ce e mai important? Hai să vedem și să facem și o comparație între două camere. Una cu megapixeli puțini, săraca, și alta cu megapixeli mai mulți. Hai să vedem. Și ca să nu vă plictisesc, vă spun din start că acest clip nu este tehnic, nu voi intra în detalii tehnice. Dacă vrea cineva să aprofundeze, să intre în detalii tehnice din alea super complexe, o poate face la comentarii, este binevenit, dar nu voi intra în niciun detaliu tehnic complicat. Vreau să fie cât mai simplu ca să înțeleagă lumea foarte ușor la ce trebuie să fie atenți atunci când își aleg o cameră, mai ales pentru filmat. Am aici două camere. Prima, Sony ZV-E10 cu 24 de megapixeli și senzor crop. Este o cameră excelentă din punctul meu de vedere, este una din camerele mele preferate. Dar în același timp, mai am aici o cameră care săracă are doar 12 megapixeli, dar are senzor full frame. Este Sony A7 S3. Este o cameră excepțională, este o bestie când vine vorba de luminozitate scăzută, când vine vorba de calitate video. Dar cum? Pentru că are doar 12 megapixeli în comparație cu 24 de megapixeli. Asta nu înseamnă că Sony ZV-10 nu este o cameră excelentă, dar este o cameră care costă de câteva ori mai puțin. Dar hai să vedem diferența. O să facem testele în luminozitate scăzută. Este foarte, foarte important. Vedem foarte mulți care testează camerele, se duc vara pe plajă, afară, unde soare, unde frumos, mereu am spus asta, sau prin parc, vai ce frumos, ce bine se vede. Ok, dar acolo cu toate camerele scoți o imagine ok, pentru că este lumină bună. O să filmez în indoor, o să închid aproape toată lumina din studio, o să las doar o lumină mică și să vedem ce se întâmplă în luminositate scăzută, pentru că mulți își cumpără o cameră și după aia se duc să filmeze, nu știu, la o petrecere, la o nuntă, filmezi noaptea și acolo este întuneric, în general se face întuneric, se scade lumina. Sau filmezi prin biserici și acolo iarăși lumina de cele mai multe ori nu e cea mai bună și apare noise-ul, apar probleme. Pentru că, în realitate, filmezi și în luminozitate scăzută, nu doar pe plajă, când e frumos și când e soare afară. Hai să vedem. La ambele camere am folosit același obiectiv, 4K, 24 de frame-uri pe secundă, shutter speed 1:50, am crescut doar ISO și F-ul, la fel la ambele camere. Așa arată imaginea în luminozitate scăzută, la ISO 640 cu F2.8. În condițiile astea, având ISO destul de jos, nu vedem foarte mare diferență. Dar ar fi bine să vă uitați pe un PC sau pe un monitor mai mare, dacă vă uitați pe telefon, s-ar putea să nu vedeți deloc diferența. Acum am crescut la ISO 3200. Dacă mărim puțin imaginea, putem să observăm deja că la camera cu 24 de megapixeli, dar senzor mai mic, noise-ul este mai proeminent. Dar să presupunem că nu ai un obiectiv cu F2.8 și ai doar un obiectiv cu F4, în cazul ăsta, în luminozitate scăzută, trebuie să ridici ISO mai mult, așa că l-am crescut la ISO 6400. Și observăm că la camera cu 12 megapixeli, dar senzor mai mare, imaginea este în continuare curată, iar la camera cu senzor mai mic, dar mai mulți megapixeli, noise-ul este și mai proeminent. Și acum, doar de dragul acestui test, o să cresc la ambele camere ISO la 12800. Să presupunem că suntem în condiții de lumină foarte scăzută, avem un obiectiv cu F4 și trebuie să ridicăm ISO până la 12800. Așa arată imaginea unei camere cu doar 12 megapixeli și noise-ul vedem că este mai proeminent la camera cu 24 de megapixeli, dar cu senzor mai mic. Din câte observăm, numărul ăsta de megapixeli nu e chiar așa de important. Dar hai să vedem exact cât de important este numărul ăsta. Am aici un tabel, nu este făcut de mine, este un tabel de pe pixelconverter.com, doar vreau să vi-l arăt puțin, știu că nu se vede cel mai bine, dar este suficient. Cu roșu avem proporția 16:9, vedem aici în dreapta, cu verde 3:2 și cu albastru 4:3. Hai să vedem cea cu roșu pentru filmări, 16:9. 1920x1080p, Full HD, pentru cei care vor să filmeze Full HD, asta înseamnă 2 megapixeli, doar atât, 2 megapixeli. Dacă vrei să filmezi Full HD, nu ai nevoie de mai mult de 2 megapixeli. 3840-2160 4K cel Ultra HD
are 8,3 megapixeli. Doar 8,3 megapixeli. Dacă vrei să faci o filmare excelentă care să arate excepțional pe un display 4K, nu ai mai mult de 8,3 megapixeli. Spre exemplu, hai să vedem 3x2, dacă vrei o fotografie care să intre pe un monitor 4K așa cu totul, ar fi undeva la 16,6 megapixeli, nu ai nevoie de mai mult. Dar când vine vorba de fotografie, aici am avea nevoie în anumite momente de mai mulți megapixeli. De ce? Când ai mulți megapixeli, ai o rezoluție mai mare. Dimensiunea fotografiei este mai mare. Și atunci, dacă tu printezi sau dacă vrei să faci crop foarte mare pe fotografie, te va ajuta. La fotografie ai nevoie în anumite condiții de megapixeli mai mulți. Dar și aici, din punctul meu de vedere, dacă nu fotografiezi ca să printezi pe billboard-uri sau pe clădiri întregi sau printuri din alea super mari, nu cred că se ajunge la sute de megapixeli. Din punctul meu de vedere, este puțin exagerat. Ce observăm din toate lucrurile astea? În primul rând, pentru o filmare, să zic, 4K, nu mai mare de 4K, nu ai nevoie de mai mult de 8,3 megapixeli. Cei de la Sony au fost foarte smart când au făcut această cameră doar cu 12 megapixeli. În schimb, camera are senzorul mare, senzor full frame. Și acesta este un aspect de care trebuie să ții cont neapărat și este mai important decât numărul de megapixel. Dacă vezi pe cineva când vrea să-ți vândă o cameră cu care să filmezi și se laudă, laudă acea cameră care are 120 de megapixeli, stai cu minte că nu e ce trebuie. Ok? Nu avem nevoie de mai mult de 8,3 megapixel pentru 4K. Această cameră cu 12 megapixel este mai mult decât suficient. Deci ăsta este un aspect de care trebuie să ții cont. Încearcă să alegi o cameră care are senzorul cât mai mare. Și când vine vorba de un telefon, este la fel. Orice device care, cu care filmezi sau fotografiezi are un senzor. Și atunci trebuie să fii atent la dimensiunea senzorului. Este mult mai importantă dimensiunea senzorului decât numărul imens de megapixel, dacă din nou nu printezi fotografiile sau nu vrei să faci un crop foarte, foarte mare. Iar un alt aspect super important de care trebuie să ții cont, foarte importantă este optica, obiectivele pe care le folosești, nu doar numărul de megapixeli. Este mult mai, o să obții o calitate mult mai bună a filmării dacă ai o cameră cu 12 megapixel, cum am arătat, și un obiectiv performant cu f2, f1.4, f2.8, ceva de genul acesta, în comparație cu un telefon care are 120 de megapixel, dar are un senzor cât unghia și mai are și o lentilă cu F4. Când senzorul este mai mare, poate capta mult mai multă lumină, iar în momentul în care și obiectivul ajută și lasă să treacă repede mai multă lumină, este excelent. Bineînțeles, sunt multe alte lucruri care contează enorm când vine vorba de calitate, nu ne oprim doar la senzor, obiective și numărul de megapixel. Trebuie să ținem cont de cunoștințele celui care filmează sau fotografiază. Trebuie să ținem cont de tipul de fișier, trebuie să ținem cont de codec, trebuie să ținem cont de compresie. Sunt multe alte lucruri care contează, dar numărul de megapixeli de cele mai multe ori este cel mai puțin important, dar în marketing pe piață este scos în față pentru că este simplu de explicat. E numărul mai mare, e mai bun, ca la mașini. Are cai putere mai mult, e mai bună. Nu e chiar așa de simplu și foarte mulți îți iau țeapă și își cumpără o cameră sau un telefon care este promovat cu un număr imens de megapixeli, dar în realitate după își dă seama că nu are o calitate foarte bună și am vrut să înțelegeți lucrul acesta ca să nu vă luați țeapă. Și bineînțeles, pe lângă numărul de megapixeli, pe lângă senzor, pe lângă obiective, pe lângă codec, pe lângă toate lucrurile astea, cunoștințele videografului sau ale fotografului contează enorm. Și este vorba și de ce setări faci și cum le faci. Așa că îți voi lăsa aici pe ecran un videoclip în care arăt cum să faci cele mai bune setări ca să filmezi mai bine.